Laura Stoica, bineînțeles. Avem însă și o invitată specială din Malta. Este foarte bine că înainte de concursul Eurovision 2002 ne invităm toți concurenții să vină, să ne vadă și pe noi și noi să-i vedem pe ei, ca să știm cam pe unde stăm, nu? Să ne știm așa care sunt concurenții, cam pe ce loc am putea ieși. Astăzi o avem invitată pe Ira Losco din Malta. Dar cred că vreți să vedeți și cele trei floricele. Bună seara, bună ziua, good evening. Bună seara. Bună seara. How are you? I am okay. I am okay. I'm okay too. Vreau să vă prezint pe doamna Romina Libreri. E bine? Da? You speak Romanian? Vorbești românește? Da, puțin. 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 Îți place în România? Da, foarte frumos. Foarte frumos. Da. Eu cred că e româncă de-a noastră, fraților. Doamna Romina Libreri este membra a Comitetului de Organizare Malta Song Festival și e un festival la care, bineînțeles, că a participat și a și câștigat Laura Stoica. Da, în 98. Deci voi sunteți prieteni într-un... Noi suntem prietene și suntem prietene de anul trecut, când ne-am întâlnit în Bulgaria la un festival la Varna, unde am câștigat iarăși trei premii și acolo s-a înfiripat această legătură puternică între noi două. Suntem practic foarte, foarte bune prietene, ne vizităm. Eu am fost de Crăciun la ea în Malta, ea a fost la mine. E clar, e ca în fotbal. Ați aranjat bine. Bun, aplauze, vă rog frumos, pentru Laura Stoica și Romina. În cazul ăsta, să știi că ar trebui să se lase toți bărbații. Da? Ar fi noi mult mai fericite. Mult mai fericite, asta ne dorești nou. Bravo. Romina, you smoke? O întreb dacă fumează. No. Bravo, bravissimo, Romina. Aplauze. În sfârșit, cineva care nu fumează. Bun, mergem mai departe. E extraordinar. Și după ce iau eu placheta asta cu mine și mă așez aici, lângă reprezentanta Maltei. Hello. Hello. Tell me three Romanian words. Spune-mi trei cuvinte românești pe care le știi. Vreau să foarte fericit că sunt acum în București. O frază întreagă, Romina. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să o invit în scenă pe Ira, nu? Da, Ira Losco. Ira. Vreau însă să citesc câteva cuvinte despre țara, despre Malta, țara de unde vine Ira și de unde... vii și tu, nu? Și până când o să o ascultăm pe ea, vreau să le fac telespectatorilor noștri o imagine despre Malta. Malta, insula nimfei Calipso și a cavalerilor ordinului Sfântul Ioan, este un paradis înconjurat de apele azurii ale Mediteranei. Este și locul cu cele mai multe evenimente muzicale anuale pe cap de locuitor. La Festivalul Internațional al Cântecului Maltez, România a fost reprezentată în ultimii ani de Monica Angel, Paula Selling, Laura Stoica și Rafael, iar melodiile lor sunt cunoscute atât în Malta, cât și în insulițele învecinate Gozo și Comino. La Malta Song for Europe 2002, Eurovision, au fost înscrise în concurs 200 de cântece, din care 16 au fost selectate pentru finală. Juriul format din 5 specialiști și public, 36.000 de persoane în sistem televoting, au desemnat-o drept câștigătoare pe Ira Losco, 20 de ani, cu cântecul Seventh Wonder. După festival, Ira Losco a semnat un contract cu Cap Sounds din Germania pentru înregistrarea și distribuirea CD-ului și videoclipului și a făcut un turneu de promovare în Europa. Din biografia ei muzicală amintim premiul FIDOF pentru cel mai promițător artist la Festival of the Maltese Song 1999, participări la numeroase emisiuni TV și rolul principal în musicalul Rita, premii la Independence Festival 2001, International Festival of Maltese Song, Estrada Festival din Iugoslavia și o participare la un spectacol de succes în Sicilia. Ira Losco a primit premiul cea mai bună cântăreață la Malta Music Awards 2001, iar cântecele ei se situează pe primele locuri în topurile radio. Ira Losco și piesa malteză pentru Eurovision Seventh Wonder. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Ira Losco! Walks into sight.
sevenfold. Ira Losco. Hello, welcome to Bravo Bravissimo. This is for you. Thank you. For your special appearance in Bravo Bravissimo. Este o diplomă pe care noi o oferim ca și, cum să spun eu, curtoazie pentru faptul că a apărut la noi la Bravo Bravissimo. This is for you. Thank you very much. I think the public loves you. Publicul te iubește. I wish you good luck for the Eurovision contest. Îți urez mult noroc la concursul Eurovision. But tell me, you know some of the Romanian singers? Of course. Am întrebat-o dacă îi cunoaște pe câțiva dintre cântăriții români care au fost deja la Malta. Yes. Who might they be? I know Monica Engel, because Monica I was in the Maltese International Festival, and she was your singer from Romania. O cunosc pe Monica Engel. But I also know Laura Stoica, the rock chick. O știe și pe Laura Stoica. Yes. Can you sing me a song of hers? Poți să-mi cânti o piesă de-a lui Laura Stoica? Let me see if I get my Romanian right. Let me see, too. Yeah. Facul, primul nostru legamo, facul. Na, 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 Focul, focul, focule, unde ești? I think, Laura, we got a surprise for you, too. Avem și noi o surpriză pentru tine și am să o invit în scenă pe Laura Stoica. Love is our destination, come take my hand in the way. Deci voi v-ați înțeles, asta era o piesă de a Irei? Da, aceasta este una dintre piesele cele mai, care au făcut-o celebră în Malta. Eu o cunosc foarte bine pe Ira și chiar am asistat la unul din concertele ei astă iarnă în Malta. Am înțeles. One Step Away, this is your favorite song, you're the best. It's, that made you famous in Malta. Este cântecul care a făcut-o într-adevăr celebră în Malta. You will sing it tonight. Yeah. Mm-hmm. O să-l cânte în seara aceasta aici pe muzica lui Ray Agius și versurile lui Philip Vela. Yes. It's true? Yes. I'll take this from Thank you. Thank you. Okay. Okay. Yeah. So, start.